extraordinar. Mă alătur întru totul și sper să, ca evenimentul să fie unul minunat. În același timp, această nevoie de comunicare am simțit-o cu toții și în ceea ce privește evenimentul pentru copii, pentru orășelul copiilor, pentru că, așa cum ați văzut, reacția publică la ceea ce se întâmplă la hipodrom este una de care ne jenăm, cel puțin noi consilierii care n-am știut nici măcar de inițiativa de a se organiza acolo, dar minte despre conceptul sine și poate că ar fi bine chiar și așa în ședință de îndată să ne aduceți și nouă la cunoștință când luați astfel de decizii și poate să ne și întrebați. Pentru că ceea ce ne-a pus acum orășelul ne-a așezat probabil pe locul pe care nu se lupta nimeni la nivelul orașului cu cel mai urât orășel al copiilor sau cătunul copiilor, cum a fost botezat de presa locală. Da, adică de observatorul provocării, dar sigur că da, sigur cu dragă inima și cu preluată formularea de absolut toată presa. Am înțeles, stimată, domnule, știu și înțeleg lucrurile, dar dacă îmi permite să vă răspund, sigur că mi-aș fi dorit să-l facem unde l-am făcut anul trecut, numai că nu eram sigur în ce măsură dumneavoastră nu veți dispune să dăm Parcul Municipal Vest la solicitările județului Luca Primor. Pentru că s-a mai întâmplat. Și atunci am de amintit... Mă scuzați că intervin. Domnul Musahorut, speculațiile astea sunt la mine pe birou cu un hotărâri de Consiliul Județean în care mi se solicitează... Tocmai asta vă spun, dar pregătindu-mă că nu știam ce avem de făcut, am mers în zona asta. Domnul doctor, încă o dată, cu tot de respect pentru noastră. Știm că s-a mai întâmplat și vă mulțumesc pentru ajutor. Eu vă mulțumesc.